Legendele despre comorile și misterele existente în Marea Neagră au baze reale. În cadrul proiectului HERAS, specialiștii studiază patrimoniul cultural subacvatic de pe coasta de vest a Mării Negre, cuprinsă între Constanța și Caliacra. Câteva dintre obiectivele patrimoniului cultural subacvatic au fost descoperite chiar la câteva sute de metri distanță de țărm. Este vorba despre siluete de epave răsturnate din antichitate, ancore metalice și ziduri de cetăți. Dovezile sunt reale, deși multă vreme au fost tratate cu indiferență. Submarine știm de trei, nave de război și multe altele a căror apartenență nu se cunoaște. La număr de epave, da, sunt peste 20 de epave, deocamdată le declarăm pe acelea de care suntem siguri. O altă dovadă este chila unei corăbii scufundate în mare și găsită în apropiere de grindul Chituc. Chila unei corăbii de acest gen denotă o dimensiune destul de impresionantă a navei respective. Sigur, este sarcina noastră de a detecta, de a identifica punctele în care astfel de, să spunem, dezastre au avut loc, chiar dacă ele, bineînțeles, în urma cercetărilor vor aduce noi date despre istoria noastră la Marea Neagră. Istoria a lăsat urme și în apropierea țărmului bulgar. La sud de Caliacra am descoperit două vapoare, unul la adâncime de 171 de metri, vârstă de 500 de ani, și mai avem un vapor descoperit care a fost înnecat acum 2000 de ani. Siturile arheologice existente pe coasta de vest reprezintă o dovadă clară a patrimoniului cultural din adâncuri. Odată cu promovarea epavelor, se va dezvolta și turismul de aventură. Curioșii vor putea face vizite în adâncuri însoțiți de scafandrii profesioniști.